Depășirea ilegală a limitei de viteză înseamnă și atunci când se circulă cu 5 km mai mult decât prevăd regulile. Atunci însă când acul arată cu 64 de kilometri peste cât trebuie să ai, se numește inconștiență. Un bărbat a fost prins de polițiști circulând pe Bulevardul Republicii cu 114 la oră, în condițiile în care acolo limita de viteză este de 50 de kilometri la oră. La volan a fost identificat un băimărean de 39 de ani. Mai mult de atât, după ce a fost testat cu aparatul etilotest, a rezultat și faptul că acesta a consumat băuturi alcoolice. Avea 0,65 de miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Un alt bărbat de 50 de ani a fost identificat de polițiștii secției 5 Ognașugatag la intersecția străzii Zvorului cu drumul județean 109F, în timp ce se deplasa cu un ATV. Polițiștii au stabilit faptul că nu deține permis de conducere, ATV-ul nu este înmatriculat sau înregistrat, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,81 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Ambele persoane depistate au fost conduse la spital, unde le-au fost prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În ambele cauze, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea stării de fapt. Polițiștii fac apel către toți șoferii să reflecteze asupra comportamentului lor în trafic. O alegere greșită poate avea impact asupra vieții noastre sau a celor din jur, de aceea trebuie să acordăm prioritate siguranței rutiere și să facem astfel încât viteza și alcoolul să nu mai provoace victime pe drumurile publice.